Ziua maghiarilor de pretutindeni va fi marcată joi 15 martie și la nivelul județului Sălaj. Evenimentul sărbătorit de etnicii maghiari în data de 15 martie marchează momentul în care Ungaria a devenit autonomă în cadrul Imperiului Habsburgic. Începând cu anul 1867, ziua de 15 martie este sărbătorită ca ziua identității naționale de către etnicii maghiari de pretutindeni. Festivități de celebrare a acestei zile vor avea loc și la nivelul județului Sălaj. Date de 15 martie este o sărbătoare mare pentru comunitatea maghiară de pretutindeni. Se împlinesc 170 de ani de la Revoluția Burgheză-Democratică din Ungaria, prin care, sigur că prin tezele Revoluției, prin ceea ce a mobilizat tineretul atunci, aceste teze sunt și astăzi general valabile. E vorba de libertate, fraternitate, egalitate. Noi, așa ca de obicei, la nivelul Sălajului, comemorăm aceste evenimente, în primul rând prin depunerea de coroane de flori, prin slujbe religioase și, sigur că, prin spectacole de obicei organizate de către gardele didactice și elevii școlilor noastre. La nivelul Zalăului, manifestarea va începe la ora 5 după masă, joi, deci în data de 15 martie, cu depunere de flori în curtea Bisericii Reformate, unde avem un monument al eroilor din 1848, de unde coborăm la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde va fi un spectacol comemorativ pregătit de toate școlile din municipiul Zalău și, pe urmă, cu retare cu toți, mergem și ne punem cu jerbe și coroane de flori la monumentul baronului Veselini, care a fost participant la Revoluție și a fost unul dintre promotorii noului în tot ce înseamnă dezvoltare economică, cultură și așa mai departe. De asemenea, în comunitățile mai mari, în ziua de 15, aici mă refer la Ceul Silvaniei și Mleu Silvaniei, Nușfalău, Țărmășag și multe alte locuri, Pericei, Camăr, se vor avea loc de asemenea manifestări. Și, de asemenea, duminică, având în vedere că joi este zi lucrătoare, în foarte multe locuri și celelalte vor fi spectacole comemorative, slujbe religioase și depuneri de coroane și gerbe de flori. La festivități vor fi prezente și oficialități din partea statului maghiar prin Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca, alături de oficialități locale și județene. Pare că vom avea de la prezidentul permanent al Uniunii noastre un reprezentant de la Consulatul Maghiar de la Cluj, un oaspete, și de asemenea, dacă nu mă înșel, că încă nu am primit o precisă, o veste precisă vis-a-vis de participare de o doamnă de la Maghiarii de Pretutindeni din Guvernul Maghiar. Ziua maghiarilor de pretutindeni este un eveniment care arată importanța promovării interculturalității și a conviețuirii într-un respect și toleranță.